Ce faceți tu? Căprițelor. Aha. E așa se stă? Toată crețită? Da? Bună, dragii mei! Bine ați revenit din nou pe canalul nostru după o perioadă de 2 săptămâni de când nu am mai filmat. Mă vedeți cu acești ochelari care practic nu au nici lentile, sunt așa doar rama, și că îmi pot așa de, ca să fiu mai fancy, dar îmi place cum îmi vin ochelarii ăștia, deci chiar cred că mi se potrivesc, în fine nu despre asta este vorba, dar îi port așa ca să îmi mai aranjez un pic fața, pentru că nu sunt machiată, nu sunt aranjată, nu nimic, mi-am prins părul așa într-o codiță. Apropo, m-am blondit din nou, pentru că nu m-am putut abține. Știți că eu sunt cu blondul ăla așa, blond deschis, și mi-am băgat niște nuanțatori din ăsta de lila, roz spre lila, dar aceasta sunt eu în prima fază. Dragii mei, nu am mai filmat pentru că, sincer să fiu, am fost debusolată cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Și chiar nu am avut curajul să pun mâna pe cameră, nu știam ce să vă spun, ce să vă povestesc, pentru că toată atenția mea mi s-a îndreptat către partea aceea, către nenorocirile pe care le trec oamenii respectiv. Și nu știu, am simțit așa că nu pot să vorbesc, nu pot să filmez, nu pot să fac nimic. Dar astăzi am zis să prind așa un pic de curaj. O am pe Elena pe fundal. Așa. Mi-am băut și cafeluța între timp. Am mâncat și o felie de pâine cu pateu. Da, și cum vă ziceam, am fost așa un pic cam, deci perioada asta de 2 săptămâni am tot stat așa și am analizat toată treaba asta urâtă ce se întâmplă în Ucraina, și deci chiar pe mine cel puțin m-a copleșit total, și de aceea vă spun sincer, nu am putut să filmez și nu am știut ce să filmez. În fine, astăzi prind așa un pic de curaj, pentru că totuși mi-este foarte dor să filmez și să vă vă arăt ce mai facem noi, cum suntem, ce fac copilașii, și să ieșim afară, pentru că afară este foarte cald, este soare, este un soare de acela de primăvară, cred că a venit primăvara, chiar dacă noaptea mai sunt temperaturi cu minus, asta nu este important, adică bine că ziua avem soare. Și da, astăzi vreau să ieșim afară, să ne plimbăm, să, nu știu, să ne relaxăm, pentru că simțim nevoia așa de relax, și apoi o să vă mai povestim așa pe parcurs ce am mai făcut noi în perioada asta, nu prea multe. Așa, și da, revenim mai târziu cu detalii. Copilașii, adică unul dintre copilași s-a trezit, Andrei a și mâncat, a băut o carne cu lapte și niște pâine cu pateu. Animăluțele și ele pe aici, prin sufragerie, se bucură de soare. Ce cauți tu, Lili? Nu e voie acolo. Hei! Din câte îmi dau eu seama, lui Lili îi plac astea de la Dorito. Și da, astea sunt cute, așa că o să le bag în ladă, pentru că e șmecher. Ia uitați ce am eu aici în ladă. Tot ce vrei și ce nu vrei. Lasă că nu e voie, dragă. Nu e voie. Stai liniștită. După aia te mai apucă o alergie ceva. Bia doarme. Ea de obicei doarme pe la vreo 10-11, cam așa. Iubi este afară la cafeluță. Vreți să vi-l arăt? Ia uitați ce frumoasă e lavanda mea. Hai că acum vine. Haide, haide, curaj, iubi. Te-a surprins iară, nu? Ce faci? Ce să zici tu, neața, vei.
Iată, ia uite ce mi-a pus ochelarii ăștia. Vezi? Fără lentile. Așa, ca să par și eu cam față, știi? A zis, bă, mai arăt și eu om. Când e dimineață, nu prea. Până mă machez, până nu știu ce. I-a dat frunzulițele în sus. Și, da, trebuie să o ud zilnic, pentru că dacă nu o ud, se ofilește. Și ieri chiar mi se ofilise. I-am pus rapid apă și și-a revenit. Da, și este ora... Ia, vedeți voi cât e acolo. E 10 fără. Cred că trebuie să ne pregătim să mergem pe afară. Încet, încet. Nu? Nu. No. Ia, uitați, am mai făcut și ceva modificări prin casă. Am pus tabloul ăsta care era la noi în cameră. L-am pus aici. O plântuță în colț. Doar că plântuța asta, nu știu ce se întâmplă cu ea. Animalițele o cam deranjează. Și aici în estimer avem la fel. Oglinda am montat-o pe peretele ăsta. Nu știu dacă v-am arătat, habar nu am, deci chiar nu mai știu. A, da, ultima achiziție, să vă arăt ultima achiziție pe care am dobândit-o. Am dobândit-o de la cineva, de la o prietenă de-a noastră. Ia, uitați. Această lampă la fel de veche. Și o lilie care se spală. Dar lampa asta e chiar faină, iubi, nu? E... cred că foarte veche. Cred, nu știu, dar... Deci prietena noastră a primit-o de la cineva. Și da, cred că are și ea o istorie destul de importantă, ca să zic așa. Este prăfuită, nu am mai spălat-o. Dar o să o spăl eu cândva. Și îmi place că se potrivește cu draperia noastră, pentru că trucurile acestea, nu știu ce or fi, se potrivesc cu asta de la draperie. Zici că e set. Nu? Și îmi place că e așa, ca o rochiță. Știi cum se purta pe vremuri? Doamne! Ce veche este, Doamne! Se văd urmele pe ea de vechime, cum a trecut prin timp. Ia uite. Și avem cu acest șnur care apeși, tragi de el și se aprinde. Foarte faină, mamă, deci îmi place maxim. Și piciorul e atât de greu, nu știu din ce material o fi ăsta. Alama. Da, da, de e faină, faină tare. Ultima noastră achiziție. Ia tu. Vorbim? Tușca, vezi ceva. Hai spune ceva. Aș spune-te ceva tu. Așa vorbim noi. Păi nu. Nu, tășca. Satul de dimineață. Unde-i mama? E aici, mami. Uite, aici e mami. Filmează. Da, da. Filmează. Uite cum vine la iubit. Uite cum vine la iubit. Doamne, și e pisică. Da, da, s-a lipit de mine, ce crezi? Du-te la tati, du-te la tati. Hai, du-te la tati și zici ceva. Hai, fugi. Hai, du-te la tati, tu. Fugi. Hai, du-te la tati. Hai. Știi că filmez, mă, deci așa ceva, nu mă lasă, fii atent. Hai, și pune ceva. Hai, zi, ce zici tu? Toșca. Nu am chef. Lasă, mă, paci. Ave. Tosca. Mușca. Da, ea nu e în stare să muște. N-am mușcat niciodată. Deci câine mai blând ca Tosca n-am văzut. Dar zice să miorlăie. Tosca, ieșim azi afară? Da, mami?
Toschi? Toschi? Ieșim azi afară? Da? Te bucuri? Nu te bucuri, n-ai chef. Asta l-am dat și spală non-stop, ia uite. Da, stă pe fotoliu unde scrie This is, this my, is happy my happy place. Place. Da, și astea, perna asta, de exemplu, am cumpărat-o din... din Teddy cu 2 euro, da, a fost la ofertă și bineînțeles că am cumpărat-o. Dar acolo e locul fericit al lui Lily. Dar am și pus pernuța acolo, că e locul ei. Da. Vai, iubi. Hai să mai mișcăm ceva prin casă și apoi să mergem și noi afară. Să ieșim afară. Nu? Da. No. Astăzi ne facem de cap. Ne plimbăm și noi pe undeva. Vedem noi pe unde. Ce loc ușor găsim. Nu? Fred. Da? Vai, dar chiar nu am mai filmat, iubit, de 2 săptămâni, tu știi? Mi-era dor. Acum vorbesc cu tine. Și am zis, bă, hai totuși să pun mâna pe cameră și să filmez. Pentru că totuși sunt o grămadă de oameni care ne urmăresc și își pun întrebarea ce facem, ce se întâmplă cu noi și ce... Pe timpurile astea mai... Deci chiar pe timpurile astea... faci lucruri. Se oarecum așa, nu știu, adică ești cu sufletul acolo, te gândești ce poți să faci, chiar, nu știu, să ajuți. De ajutat? Nu știu zău cât poți să ajuți. Dacă ar veni aici, în, să zicem, refugiați, eu aș adăposti în Germania, să vină în Germania, știi? Dar, sunt, nu... Germania au grijă de, adică îi iau și îi adăpostesc unde trebuie, le dă un loc unde să stea. Da. Greu de vorbit despre asta. Pur și simplu urât. Urât ce se întâmplă. Cine s-ar fi așteptat una după alta, știi? Nici nu s-a terminat prima chestie, că a început asta. Da, asta mi se pare mai urât decât toate. E o căldură, cred că sunt vreo 15 grade. Mie chiar mi se pare cald față de temperatură cu minus. Ce ai luat acolo? Ai luat Pringles. Pentru noi? Și suc. Da, da, dar le dai acum să bea suc? Nu acum, că ne ajungem acolo. Nu mergem acum, mergem la lac. La lacul nostru. Unde să-l pun aici? Lasă aici, uite, vezi? Și asta ar plinga suc. Dar știi ce era fain? Să fi luat o pătură, mă. Să fi stat și noi pe pătură, ca oamenii. Păi și eu am putut încet. Dă mai încet. Păi pe ce stăm? Ne întorc înapoi. Da. Avem un dulap ăsta de aici, jos, în garaj. Da? Ai cam rece de stat pe coacul. De fapt, da. Azi, ne plimbăm. Este ora 2. Am mâncat niște ciorbiță de fasole cu coaste și cu ceapă. Am mâncat așa de bine. Și acum am zis că o să mergem la lac, la lacul nostru de suflet, să ne plimbăm. Mamă, dar ce fric e! Uite! Și mie chiar mi-e frig aici. Uite, mă, deci cum am venit, deja a început să bată vântul. Dă-o un pol de treabă. Veniți, că v-am adus ceva. Că știe că le dăm ceva. Doamne, așa o să te lăge zgârcit. Ia, Andrei, ia așa bucățica așa de pâine. Știi? Hai. Mănâncă. Vezi că... Hai, uite ce aproape o veni, vezi? Ele mănâncă. Dacă câte o bucățică așa...
Stai, stai, să nu dai cu pungă ceva. Ia. Hai, 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 hai. Uite ce aproape. Vezi că vine. Ei, na, dar nu mă. Fugi de aici, Andrei, fugi, fugi, fugi. Hai, uite că-s rele, ele vor să le dai. Ce sunt foaie? Poate sare pe tine, mă. Vezi că-ți da așa o stare de frică. Uite ce rele sunt. Mâncați, mâncați. Asta Andrei se mai vine aici. Totuși ai văzut cum o scuipat. Deci ele nu le e frică. Ăsta e lebădoiul sau ce? E lebădoiul. Lebădoiul, nu? Nu, la mare. Așa e. Ia uite. Ce? Ai găsit o floare? Pentru lebede? Da. Ne mergem partea aia la altă, poate acolo nu e așa vânt. Ce liniște! Stai, Toschi! Stai, hopa! Stai, hopa, tu! Doamne, zice, atât de fain aici! Mor! Și... parcă m-am relaxat așa. Unde se duce Iubi? Se ducă bunul. Andrei a vrut să joace cu un băiețel, dar nu a avut nicio șansă, da, pentru că... El își caută sora și Andrei caută să joace cu cineva. Ia să vedem, poate acum să joacă cu el, cu Andrei. Băiețelul ăla. Ce fain. Încet, încet o să încălzească, o să vină primăvara. Bine, primăvara a venit și cântă în flori ghiocei, apropo. Încep și lalelele să crească narcisele. În balcon am vreo câteva narcise care au, și lalele, care au ieșit doar vârful și abia aștept să iasă, să le vedem înflorite. Acolo. Și dacă nu o să înceapă să încălzească cu adevărat, o să venim aici, poate o să putem face și un gătărel, ceva, nu știu. A, am văzut un fluturaș. Ce fain. Am văzut un fluturaș. Ai atins un flutur? Fluture? Și? Ce fain, ai văzut? Ce senzație faină. Da, da, zici. Sunt așa de catifelați. Da. Da. Iubi zicea că când se încălzește venim cu barca, că avem barcă. A cumpărat barcă. Anul trecut, trebuia să mergem pe ea la mare, dar mai ales să iau. Unde mă, că iar unde pe mare, pe valurile alea, unde stai cu barcă? Dar nu ochiul ăla, acolo, că putem să mergem. Dita mai bărcoiu. Dita mai barca. Da, da. Parcă văd că ne ducem toți în jos după aia, știi, mergem așa. Dar nu știu că ai voie cu bărcuța aici. Ai voie, Iubi. Ai uitat că toată lumea vine și cu din alea de stau pe placă și... Da, da, încolo. Ideea este să duci încolo. Păi da, nu stai unde face lumea baie. Da. Da, dar eu nu mă duc la adâncime. Nu, nu. Ai vestă. Ai, dacă ai vestă, nu se întâmplă nimic. Fiecare, câte una. Nu se întâmplă absolut. Unde e Andrei acolo? Da. Vesta aia, orice ai face, n-ai cum să te dai la fund. Aia te scoate automat. Gata. Am terminat plimbărica, când nu ne-am plimbat, am stat și am prins soare, ne-am vitaminizat cu vitamina D. Ce? Aici. Aici. E acolo în spate. Și s-a lăsat răcoare. Este ora 5 fără un sfert și deja e răcoare.
Așa că da, mergem acasă, o să bem o ciocolată fierbinte. Wow. Și o să ne punem să uităm la un film, ceva, mai probabil. Mai probabil că da. Așa că da, dragii noștri, mergem mai departe, mergem acasă, nu ne mai oprim nicăieri. Nu o să mai căutăm vreo casă deschisă, părăsită, nu? Pentru că nu sunt, cel puțin pe aici, prin zona asta, nu știu, na, în fine, dar mergem acasă, da. Hai. Și Andrei a cules o grămadă de pietricele Swarovski cu cristale. Caldă. Ce faci, iubii? Pui furtună. Uite că trebuie să spăl și oala aia. Da, facem ciocolată caldă. Mamă, dar ce lumină am aici! M-am și speriat de mine, jur! Facem o ciocolată caldă. Ia să punem noi camera aici undeva. Să vedeți cum facem noi ciocolată caldă. Pentru cum face mașina. Avem ciocolată apă, Milka. Apă. De la Tassimo. Ia să așa. Avem aici două. Apă? Apă, e numai apă aici. Ce-ai făcut? Doar. Dar de ce vreți? Nu cred că am viață în bălat. S-a speriat o vreste să pișa toată asta. Se uită la mine și eu, apă. Doar apă. Se calmează spiritul și bă, aoleu, apă. Gigi, ce așa o urmă? Apă. E rău. Da. Să punem aici. Și cum, apă urmă. Da, nu știu, filmează. Și acum dăm. Cine mai vrea? Ciocolată. Deci, fain să vedem. Ciocolată. Apă. Așa. Și mâncăm cu prăjituri. Ia uitați ce prăjituri avem noi. Oh, a căzut una. Asta e așa ca energy. Cu plus de energy. Arată simplu. Arată fain. Ce e? Arată simplu. Dar ce are ăsta aici? Iară să... A, nu, că mai scoate o aluie. Ma, îngură. Le-ai arătat la oameni. Libertate.
Uite o cioară! Pupă în curs să nu moară. Mă afirmez, știi? Șocolada e a mea și nu o dau la nimeni ea. Da-na-na-na-na. Așa, acum. Acum pot să cânt. Hai, cântă. Asta. Nu mai știu cum îi zice la jocul ăsta, știi? Când eram mici, jucam așa. Încet, încet, încet. Îl dau pe Andrei cu cremă, că are chelea uscată. Și aici, chelea, nu, chelea. Aici nu a fost. Ba da, ți-am dat aici. Nu, nu. Puțin, puțin, puțin. Vrei și aici să te mai da? Da. Ca să nu a fost mult. Ca apa asta e foarte dură. Apa din Germania, mă, special. De așa. Și am făcut și un pic de masaj la piciorușe. Să ne-am jucat. Și am țufulit băiețelul. Cu freza. Mamă, eu vreau să vă zic. În timpul la școală, ce sunt afară la școală, sunt ca Hagioghi. Da. La școală. Hagioghi. Nu știu, dar ce, și copiii știu de Hagioghi? Da, unii. De la... clasa mea. Nu ești singurul care știe de... Da, mai sunt unii mai mari copii care știe. Yeah. Faceți gimnastică, sport și faceți acum la ora asta. Stai că acum urcăm la Bia sus, facem și ei măsăgel. Da. No, no. Da. No, no. Da, da. No, no. Nu fai, no. 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 Nu poate. Yo. Ia ți repede facem așa cu cremă. Uite ce frumos ești. Păi nu, e gata. Deci crema asta e de la Penaten, dacă vă interesează, foarte bună pentru copii. Pentru copii mici. Cu sunt extracte de, de măslin. Ce? Poate și pentru copii. Uite așa, ca să vedeți. Da, e bună și pentru noi ăștia mai mari, știi? Tu poți... Îmi place că zice aici că scrie intensiv. Îmi place că zice aici că scrie intensiv. Mam, eu vreau să vă zic, tu poți stai telemanda. Telecomanda. Da, e o cremă intensiv. Hidratantă. Unde este manda? Aia albă. Lasă manda.
Lasă, ia Amanda și la somn. Te mai uiți un 5 minute la desene și după aia gata. Ai auzit? Ok. Tati. Tati! Tati, nu ți-e foame? Doamne! Hai, coace ca să arăt lampa. Ia uite lampa. Ce fain să vede, nu? Să vă arătăm lampa. Ce fain să vede. Nu? Doar de ce vorbesc în șoaptă? Dar uite ce mândră e ea și ce mândră e Madame Merlin. Hai să băgăm și noi ceva un film, vrei? Ai chef să întâmplă un film ceva? Nu, da. Nu știu la ce film. Hai. Close. Stai așa să așez asta. The filming. Să așez păturica. Punem aici și așa. Și aici pernele astea să mi le așez. Că știi că mie îmi place să mi așez pernele. Așa. Nu, și ce facem? Ce mâncăm? Mâncăm ceva? Mai vrei să mai mânci ceva? Nu știu. E 8 și un sfert. Nu știu. Da, lasă că știe. Îmi place, îmi place părnuța mea. Da, da, nu știu ce. Hai să mâncăm slană cu ceapă. Dar ce vrei? Nu vreau ceapă. Dar ce vrei? Hai să vedem. Copiii au mâncat niște paste cu tun. Da, nu știu, eu parcă aș mânca ceva. Mami, da. Unde că nu mă văd? Stai. Să întorc camera. Ia, uite. Stau pe întuneric, facem economie la curent, la energie, că și așa s-au scumpit toate cele. Doamne, deci la noi au luat lucrurile razna, pentru că s-a scumpit totul. Totul. Deci nu mai mergi cu 50 de euro să faci cumpărături. Nu, ce 50 de euro, doamne, 100 de euro să faci cumpărături normale, ci mergi cu 200 de euro odată pe săptămână să faci cumpărături ca să mănânci așa cât de cât. Așa că noi facem economie, mâncăm doar cu 100 de euro pe săptămână și cumpărăm tot ce este la ofertă. Și dacă găsim ceva așa, nu știu, gen conserve la ofertă, luăm mai multe ca să avem pentru o perioadă. Deci aproape la toate magazinele eu nu am mai găsit ulei, făină și conserve, conserve de fasole. Deci nu am mai găsit, frate. Am vrut să iau și o sticlă de... Nu, am vrut să iau niște făină albă și nu am mai găsit. Așa că am așa ce am găsit. Pentru că vreau săptămâna asta să fac niște plăcinte cu brânză și îmi trebuia făină. Dar poate că chestia asta este temporară și o să revină lucrurile normal, să sperăm. Chiar este destul de îngrijorător ceea ce se întâmplă. Și noi încercăm să zâmbim, încercăm să ne simțim așa bine cum, cât de cât cum putem, ca să, nu știu, să nu ne gândim doar acolo la ce se întâmplă. Încercăm să ne continuăm viața așa cum este ea, cu bune și cu rele, și să sperăm că tot ce se întâmplă acum o să se termine cât de curând. Nu se știe dacă se termine. Dar na, să sperăm, pentru că, serios, chiar este foarte grav ce se întâmplă. Da, mai beau niște suc de mere. Îmi place foarte mult sucul ăsta de mere de la Kaufland. L-am descoperit. Apfelschorle. Chiar este bun. Și beau, să zic așa, unul la două zile. Nu beau chiar în fiecare zi, pentru că conține ceva zahăr și mai pun ceva centimetri în plus, dacă beau prea mult din ăsta. Dar aici zice că are, sticla asta are 67 de calorii. Astăzi nu am făcut mâncare pentru că am avut. Am avut, da, am avut ciorbă de fasole cu coaste afumate și am mâncat. Dimineață, ce am mâncat eu dimineață, doamne? Am mâncat o gogoașă și niște pâine cu pateu. Mâncam niște
cameo. Icre. La tine ele sunt caviar, mă? Ăla sunt icre. Dar chiar nu icre. Nu mai ai icre. Da, da. Icre cu pâine. Știi care pâine de asta bună? Dar nu știu cum mai este. Ce? Pâine din aia cu semix, ce-i cumpărat-o. Nu este una, uite aici. Că aia se usucă, trebuie mâncată. Nu este. Ba, se usucă, spun eu. Uite. Deci am cumpărat pâinea asta de la Kaufland. Cred că o știți și voi, cei care faceți cumpărături de la Kaufland. Este o pâine cu semințe de in, nu? Susan și... Ce mai are că... Iubi. Uite, dacă vrei ceva bun... Cimbru. Parcă... Miroase a cimbru, doamne. Da, uite! Asta este o conservă... carne de porc. Și uite, poți să mănânci cu tocată, de gen. Și cu? Și cu crean. Și cu crean. Mamă, iubi, ce idei bune mi-ai dat. Da, da, doar nu mănânc singură. Foarte bun creanul ăsta de la Kaufland. Secla. Da, și asta mai... Deci, conserva asta îi... O fac cu crean sau mănânci așa? E carne de porc. Iubi. Mănânci așa sau fac cu crean? Nu, așa, simplu. Așa? Da. Stai să desfacem să vadă și lumea ce fel de carne e asta. Dă-mi cu că e... E periculoasă, nu? Eu m-am tăiat cu asta. Da, deci astea sunt periculoase, da. Cam așa arată. Și încă în vârst. Și încă în vârst, da. Adică salam cu șuncă. Salam cu șuncă e așa, ca un pateu. Hai. Hai, băgăm și furculițe. Și dă-i. Și, dar de ce? Că tai de aici și pui direct pe pâine. Ok? Eu tai așa o bucățică mică, că nu vreau să mănânc mult, dar așa de poftă, adică chiar mă roade stomacul. Apropo, m-am apucat să fac niște exerciții de slăbit. Adică încerc să fac mișcare, mai bine zis, cardio. Da, da, nimica, pentru că eu, deci am băgat 2-3 zile la rând cardio, vreo 20 minute, dar n-am reușit să le termin la 20 minute, pentru că obosesc foarte repede. Și apoi zumba. Chiar pe zumba slăbești. Am dansat ce am vrut și ce n-am vrut, știi? Foarte fain. Și nu prea am mâncat zilele astea, adică așa, mai puțin. Dar acum chiar vreau să pun niște carne din asta, nu mult, așa, cât să gust. Da, e 8 ceasă, e destul de târziu. N-ar trebui să mănânc, dar mănânc că mi-e foame. Astăzi am și stat afară mult și ne-am plimbat și... Mi s-a făcut foame. Așa. Vedeți? Mamă, ce bună e. Și cu hrean, cu secă, doamne. Da, ar trebui să pun într-un casonel, știi? Să nu mâncăm din... Da. Aici. Băi, da, ce bunică. Conserva asta. Wow. Eu nu știu de unde de la Kaufland sau de la... De la Kaufland. De la Kaufland. De la Kaufland. Uite, din asta, deci... Secla roșie, din asta poți să mănânci câtă vrei, că nu are nimic. Wow, dar ce faci cu cuțitul ăla mare, mă? A, tu mănânci pâine neagră. Pe aia n-ajunge la amândoi. Da.
zici că sunt spaghete? Dar chiar mi era poftă să mănânc așa ceva, știi? De măslin, de măslin. Bine, ce te iubit. Să ne vedeți cum mâncăm. Cina. Ce mâncăm noi la cina. Mă vedeți pe mine? Eu mănâncă capanoza asta. Cu muștar. Ăsta și ce-i mukbang? Mukbang țărănesc. Știi? Noi acum citim știrile. Vai de mine, săraci oameni. Că s-au ascuns, nu știu că-s turci acolo. Hai de mine. Dragii noștri, încheiem aici acest vlog. Sper că o să vă placă cât de cât. Carne ați văzut, știți de noi, ce facem, dar să știți că cel mai mult mi-era dor să filmez și să postez. Și, da, să mai facem și noi ceva, nu? Ne mai ieșim din cotidian, mai ne plimbăm, mai vedem chestii noi, deși astăzi n-am văzut nimic nou. Tot pe aceleași lebede nebune le-am văzut. Am cunoscut oameni noi. A, da, bine că am cunoscut oameni noi, dar așa, nu știu, sper ca săptămâna viitoare, sâmbătă, să mergem într-un loc mai fain. Am eu un plan ceva. Poate să reușim, iubii. Nu? Nu știu ce, dar sfecla asta are gust la mucegai. Cred că a fost mucegăită sfecla. Uite ea. Eu am mâncat, nu mai trebuie. Am mâncat o felie, nu mai vreau, gata. După aia nu mai vreau. Așa miroase sfecla, iubii. Da? Da. Să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși și să se termine tot coșmarul ăsta, să fie bine la toată lumea. Așa că v-am pupat! Pa! Pa!